V-am găsit cu bucurie. Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic, și sunteți alături de noi în studiourile Teranova la emisiunea Pasiuni armonizate cu viața. Iubirea de Sine este esența ta. Dezbatem în această ediție despre beneficiile iubirii de Sine, despre importanță, cum o accesăm și valoarea pe care o aduce în viața noastră. O avem invitată. Pe Ioana Vasiliu, consilier în dezvoltare personală, formator, autor de cărți și o persoană dedicată și o contribuție pentru foarte mulți prin munca ei. Dragă Ioana, îți mulțumesc că ai spus da invitației mele. Bine ai venit în studiourile noastre! Mulțumesc tare mult și mulțumesc de invitație. Am acceptat cu multă, multă bucurie, pentru că, așa cum ai spus și tu, pasiunea mea este să văd oamenii în bucurie și să-i văd că se bucură de viață. Mulțumesc! Mă bucur ca în emisiunile mele să aduc cât mai multe persoane care trăiesc pasiunile, care le integrează în viața de zi cu zi a lor și îmi plac enorm poveștile lor care sunt o inspirație pentru noi toți astfel încât să pășim pe această cale pentru că e o cale care ne împlinește și care ne aduce iubire. Și dacă tot vorbim despre iubire, și ne-am gândit să facem și să abordăm acest subiect, iubirea de sine, hai să începem cu definiția. Din punctul tău de vedere, ce reprezintă iubirea de sine? Iubirea de sine, din punctul meu de vedere, este capacitatea unei persoane și puterea unei persoane de a se iubi pe sine însuși. Iubirea de sine există în, în interiorul nostru. Și fără ea n-am putea exista. Este esența noastră. Da? Iubirea de sine este acea capacitate care pune la oaltă trilioanele de celule care se află în corpul nostru. Iar iubirea de sine este acel, acel liant, să spun așa, care le, le pune la oaltă și face posibil ca noi astăzi să fim aici, și fiecare om să fie în viață. Asta este iubirea de sine. Vorbim de iubire și nu noi, din toate timpurile s-a vorbit de iubire. Iubirea care, ca o putere extraordinară, ca o putere de a, a avea această forță a alchimiei. A ierta orice, a aduce toate acele principii divine care ne aduc în locul păcii, libertății și tot ce e mai bun în ființa noastră. Și acum avem din această părticică iubirea de sine, pe care aș putea spune că din punctul meu de vedere o privesc ca un driver. Pentru că ea, de multe ori, nu este potențată. Noi nu avem atenția asupra ei și nu ne dăm seama că ea, de fapt, este un mecanism pentru noi și o structură în noi care poate face totul pentru noi. De ce avem aceste blocaje în a ne accesa iubirea de sine? De unde vin aceste blocaje? Mulțumesc că ai pus această întrebare. Pentru că, într-adevăr, iubirea de sine este esența noastră, doar că așa este cursul vieții. Da? Și pentru faptul că alegem să venim aici, noi suntem iubire și e nevoie să o accesăm. O avem ca dar, dar există un moment în viața noastră când se întâmplă ceva. Când ceva în viața noastră uh, ne, ne rupe sau scoate din interiorul, ne, ne detașează, ne desparte, să spun așa, de iubirea de sine. Este un moment în viața noastră când uh, iubirea de sine o predăm și puterea noastră interioară o predăm în afară, celorlalți. Se întâmplă când suntem copii, da? E mult de vorbit despre acest subiect, dar o să uh, extrag esența. Fiecare dintre noi, fiecare om, um, da? În momentul, în, într-un anumit moment, în copilărie, este un Aha. Este o situație când cineva din uh, afară, o autoritate, poate să fie mama, tata, bunica, doamna, uh, când uh, vine cu putere și te judecă pentru că ai făcut ceva care din, princip, din, din punctul lor de vedere sau în viziunea lor nu este bun, nu este corect și te pedepsește. Da? Un exemplu, mergi deci la școală spar, sau în curte, te joci, spargi un geam. Da? Un exemplu simplu care se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Și atunci vine cineva, autoritatea, fiind copil, toți ceilalți adulți sunt autorități, vine și știm cu toții cum se... Că am, am trecut fiecare dintre noi pe aici și vin și uh, te ceartă. Și îți spune că n-ai făcut bine și în acel moment simți că pentru a fi iubit și acceptat, pentru a nu fi certat și judecat, celălalt stabilește dacă tu uh, faci lucrurile corecte. Deci este un moment în care iubirea ta și aprecierea personală, puterea personală este predată în exterior. Acela este momentul când motorașul interior numit iubire de sine uh, își încetează oarecum producția interioară și suntem ne vom pune din acel moment întrebări. Fac bine nu fac bine. E corect, nu este corect. Voi fi acceptat, voi fi iubit sau voi fi judecat? Din acel moment, care este unic pentru fiecare dintre noi, iubirea de sine și aprecierea și valoarea este predată celor din exterior. Și din ceea ce tu ai spus, este foarte evident faptul că iubirea este de fapt ceva măreț la care cu toții tindem. Și primul punct uh, prin care începem să avem aceste blocaje și aceste comparații și cumva această confuzie între noi este de fapt faptul că de mici noi vrem să ne aliniem la această iubire măreață de care uh, cu toții o știm, o dorim, o simțim... Poate mai mult, mai puțin, în anumite momente. Și atunci, cumva, vedem cum, interacționând cu ceilalți, această iubire de sine ne este diminuată. Este foarte adevărat că acum se vorbește foarte mult despre această copilărie. Într-adevăr, și eu ca terapeut, uneori merg acolo pentru că acolo sunt niște rădăcini, sunt, așa cum spuneai și tu, locurile de impact care schimbă acest flux, această aliniere la iubire. Cum facem totuși să depășim? Pentru că nu putem să rămânem acolo. Pornim călătoria, dar ne uităm, într-adevăr, observăm ce s-a întâmplat în trecutul nostru, dar cel mai important este ce facem în prezent. Da. Deci, iubirea de sine, așa cum am spus, se întâmplă în acel moment să o predăm celorlalți. Și de atunci noi ne dorim, de fapt, ce? Iubirea lor. Da? Deci pierdem faptul că iubirea este în noi și căutăm iubirea la ceilalți. Și din acel moment începe, într-adevăr, călătoria sau căutarea. Iubirii pentru a întoarce această iubire și această putere acasă. Iubirii originale, am putea spune, da? Exact. Or, cea care, de la care Ca am venit licența. și am pornit în această viață da. până la urmă. Pentru că, până la urmă, noi suntem iubire. Asta există noi și, uh, și a existat dintotdeauna. Doar că motorașul de producere îl predăm celor din afară pentru a ne recrea și a ne reîntoarce acasă la noi înșine. De fapt, asta este viața. Sunt două teme aici. Unul, cum reușim să ieșim din acele momente, da? ca și terapeuți noi știm, aceste, acele momente în care se numesc traume sau putem ieși blocaje, situații, dar în fiecare dintre acele situații Uh, există o alegere a sufletului și există uh, un bine ca rezultat. Pentru că orice situație, da, chiar și pierderea iubirii, cum am spus eu ce în afară, începe călătoria noastră de sine, de căutare de sine, de creștere, de transformare, de evoluție. Viața înseamnă evoluție. Asta este uh, o, o, o viziune, să spun, da? A doua este că prin fiecare întâmplare, hai să spunem eveniment, da? mie nu place neapărat să le numesc traume, sunt evenimente și știu că sufletul ales, asta este clar, de ce? Pentru că în urma fiecarei experiențe din copilărie până când ajunge adult, el de fapt își primește daruri. Da, primește în viață daruri. O persoană care a suferit eu știu un abandon. Da? De fapt care este darul pe care l-a primit? Puterea, pentru că în acel moment el și a găsit puterea interioară, a accesat și a primit darul de a se conecta, de Am a fi mai bine că uh, aceste daruri care sunt înăuntru, începe să le valorizeze. Exact. Și începe ele să sunt. le și folosească, că ele sunt acolo exact. în, ființa, în ființa noastră. Exact. Deci orice experiență ar fi avut, sunt daruri pe care le-a primit și sunt uh, în interiorul nostru și așteaptă doar să fie uh, care i scopul lor? De a fi scoase în afară către lume. De a fi dăruite și folosite. Asta e scopul. Și atunci întoarcem la iubirea de sine. Atâta timp cât tu ieși din acea zonă a experiențelor care crezi tu că ți-au adus suferință și te muți în zona în care ești recunoscător pentru că ai primit puterea și darul de a crea conectare și unitate de... Uh, a fi creativ, de a fi în iubire, de a și toate celelalte daruri și valori, că ele sunt valorile noastre și sunt, da sunt daruri primite pentru a fi uh, folosite. Iar iubirea de sine o vom uh, regăsi, să spun așa, ca urmare a unor acțiuni conștiente. Ca să poți să o întorci acasă, este nevoie să acționezi conștient asta, da? Să o creezi în viața ta. Pentru că odată ce ești în situația de acum, departe de a crede că tu ești puterea ta și creatorul vieții tale și crezi că ceilalți uh, îți pot uh, pot stabili dacă să te iubească sau nu, dacă meriți să fii iubit sau nu, e nevoie să spui ok, ce aș putea care spașii ca să-mi aduc iubirea de sine și puterea acasă și cum aș putea face. Aici începe lucru cu noi. Dragă mea Ioana, am să spun o întrebare așa un pic personal. Ne poți împărtăși din călătoria ta. Cum a fost această călătorie de a-ți Readuce puterea acestei iubiri de sine în interiorul tău. A fost una grea, a fost ușoară. Cum a fost parcursul tău? Da. Nimic nu este greu atunci când ai un vis și e tins către împlinire. Asta este clar. Asta este călătoria. Dar eu mai am așa o... Hai să-i spunem o afirmație de încredere în sine. Da? Știu că greutățile sunt pentru oameni, nu pentru bolovani. Și om este cel care le depășește. Asta am primit-o în, în, în copilărie și m-a ghidat toată viața. Nu pot să spun că a fost ușoară. Am avut o călătorie activă. Dar întotdeauna am avut în suflet pasiunea că există ceva pe care caut. Acel ceva era iubirea de sine. Și n a fost ușor. Confundam și... Credeam că mă iubesc și fac lucrurile în familia mea uh, din iubire. Doar că uh, mai târziu am înțeles că le făceam din sacrificiu, uh, nu am înțeles ce înseamnă valoarea și stima de sine, o confundam cu importanța de sine, da? Și atunci când uh, ești pe lângă cale, suferi și doare rău sunt un familist atâta timp cât iubesc oamenii, e clar că una dintre valorile mele este unitatea și la nivel micro, familia este, înseamnă unitate, toți suntem unul. Și aici cred că am primit cele mai mari lecții, cele mai mari lecții, ce înseamnă iubirea de sine, ce înseamnă sacrificiu, ce înseamnă să vrei tu, dincolo de voia divină, să rezolvi ceva, să vrei tu să unești totul, acolo, fără să-ți dai seama, atingi libertatea celorlalți de a fi ei înșiși. Da? Și am ținut cu tot din adinsul să reușesc să unesc oamenii, să uh, creez comunități, să. Uh, când nu-ți iese așa cum vrei, e normal că doare. Mai mult decât atât, am un băiat, are 32 de ani, luna aceasta, și după 22 de ani a venit al doilea și m-a zis, wow, a fost o mare, o, o mare, un mare joc al vieții, să spun așa, sau o mare lecție al vieții, în care a fost nevoie să fiu foarte sigură și să-mi asum, da? la 43 de ani, să-mi asum că voi găsi puterea și iubirea de a face datoria de mamă, de femeie care voiam să, 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 să dezvolt și să împărtășesc către oameni experiența mea și cunoașterea mea. Da, a fost o călătorie provocatoare, aș putea spune, dar mi-a adus multă pasiune și multă pace, și multă experiență de viață, multă. Am avut o relație de 30 de ani, atât am tras eu ca să, să meargă, da? Și mi-am dat seama, sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit, sunt recunoscătoare și pentru lacrimile pe care uh, le-am vărțat atunci când nu ieșeau lucrurile așa cum voiam eu, crezând că eu iubesc pe toți și mă iubesc pe mine. Era doar o păcăleală a importanței de sine, și acum. Mulțumesc că am înțeles și am interior pacea și pasiunea și iubirea de sine. Te invit acum, dragă Ioana, să ne spui așa câteva elemente de care avem nevoie când ne portim în această călătorie, după acest tumult, după aceste lucruri care ni se întâmplă, blocaje, traume și așa mai departe în copilărie. Când există acest moment în care decizi că vrei dar mai întâi de toate te-aș invita să spui cum a fost pentru tine momentul când ai decis ce energie ai simțit cum s-a simțit în tine când ai spus aici am de lucru și vreau să fac asta eu dintotdeauna am vrut ca că asta căutam și cred că fiecare dintre noi căutăm ceva căutăm fie că știm ce căutăm fie că nu știm ce căutăm noi oricum căutăm deci căutarea a fost permanent. Dar cum s-a simțit? Doar că, doar că în momentul când ești pe cale, nu suferi și ești într-un flow. În momentul când te abați, te doare și te distanțezi și ai piedici. Da? Dar, revin la ce m-ai întrebat. Momentul când am simțit și am ales conștient să fac asta, este diferit. Da? A fost, da, normal că lucram cu mentorul meu și am aflat, sunt un om care lucre, eu iubesc libertatea, deci mi-am descoperit misiunea, pasiunea și când am aflat că, de fapt, iubirea de sine nu este ceea ce credeam eu și că ea este un, un, un moment, o asumare responsabilă responsabilă și prezentă și conștientă și depinde doar de tine și de momentul când spui ok, acum știu ce am de făcut, lucrez cu asta în fiecare zi, pe de-o parte a venit starea aceea, hai, ai dat-o de garduri o viață întreagă, și de cealaltă parte sufletul să spun, mintea vine cu de toate, știi? Și am învățat un lucru să o iubesc, da? Mintea vine pentru că este un prieten. Ea te ajută dacă știi cum și atunci îi mulțumesc. Mulțumesc că ai cu mine, te iubesc. Deci îmi transmite mesajele. De cealaltă parte am simțit bucuria sufletului ca, ca și cum hai că în sfârșit mai auzit, știi? Era vocea interioară. Uh, și am înțeles că doar conștient și prezent, acum, poți să începi să lucrezi cu iubirea ta de sine. În orice moment alegi, să o faci. Nu înseamnă că uh, viața oricum este un flux, este uh, da, cu sus și jos, pentru că asta îți dă putere și puterea de a te ridica de fiecare dată, mai sus de cât acolo unde uh, ai fost. Dar uh, când știi ce ai sau ce vrei să devii, și ești conștient cine ești, lucrurile că te așezi în fluxul vieții asta este viața de fapt da, m-am bucurat mult și am trăit un moment de conștiență și am simțit că mă întorc acasă doar că am de lucru și cred că avem de lucru până când hotărâm sau se hotărăște momentul de a pleca asta este viața, va fi în permanență o transformare a fi în permanență te vei noi pentru a deveni cel nou, cel care vrei să devii. Da. Care sunt acele instrumente, să le zicem așa, sau care sunt acei pași? Dacă cineva este acum la început de drum, se hotărăște, da, uite, vreau să știu mai bine ce înseamnă iubirea de sine și vreau să încep această muncă cu mine. Care ar fi cel cele mai simple lucruri de care avem nevoie să ținem cont. Sunt lucruri simple, sunt acțiuni simple și țin mai mult de stările noastre, da? Ca am spus, iubirea de sine apare ca urmare a doi factori. Da? Valoarea de sine, în primul rând, dar vorbim despre valoarea de sine, da? Valoarea de sine și stima de sine îți aduce și îți crește și îți repornește motorașul care produce iubire de sine în interior, da? Dar valoarea de sine nu apare întâmplător. Așa cum am spus, e nevoie să fii conștient și prezent. Și apare ca urmare a doi factori, da? Deci valoarea de sine, acum vorbim, apare ca urmare a doi factori. Autogenerarea și viziunea de viitor. Este foarte simplu. Este nevoie doar să alegi să faci asta și să lucrezi în fiecare zi la propria ta iubire și la propria ta valoare de sine. Ce este autogenerarea? Autogenerarea este capacitatea unui om de a-și genera și gestiona emoțiile și trăirile pe care el vrea să le acceseze în fiecare moment din viața lui. Asta este autogenerarea. Uh, noi oricum ne autogenerăm, noi oricum ne recreăm în fiecare moment, conștient sau nu. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim imediat cu și mai multe detalii despre iubirea de sine și cum ea reprezintă esența ta divină. Adun viața ta armonie, bucurie și iubirea și dacă ai adăugat la toate acestea, asimile. Revenim în partea a doua a emisiunii alături de invitata noastră, Ioana Vasiliu, consilier în dezvoltare personală, care ne împărtășește detalii despre iubirea de sine. Dragă Ioana, spuneai că sunt aceste două aspecte importante, autogenerarea, să generăm aceste emoții care să ne facă să ne simțim bine și să determine în noi acea energie în care să creștem această iubire de Sine și cea de-a doua viziunea de, viziunea de viitor. Hai să vedem despre ce este vorba în această viziune și cum o poți împărtăși cu noi, cum este din punctul tău de vedere. Da. Deci, vorbeam despre autogenerare și despre viziunea de viitor, sunt cei doi factori da? care aduși la oaltă creează valoare și încredere de sine. Da? Autogenerarea uh, revin este capacitatea fiecărui om, fiecărei persoane de a-și genera conștient emoțiile pe care vrea să le trăiască în fiecare moment din viața lui. Da? Atunci când tu uh, ești conștient și spui intenția ce emoții vrei să trăiești? În funcție de acțiunile pe care vrei să le desfășori în, în fiecare moment, nu te lași dus, da? Și oarecum căzând într-o vale a necunoscutului, a, ne a neprezenței până la urmă. Am putea spune că este terenul pregătitor pentru viziune? autogenerarea este terenul pregătitor pentru viziune, pentru că tu în autogenerare îți alege emoțiile, da? ți, le, uh, pui, te, ți le alegi prin intenție, iar apoi vine această viziune de viitor în care tu folosești capacitatea de a-ți vizualiza, de a-ți imagina, de a-ți vedea viitorul în care vrei să trăiești. Deci tu, de fapt, îți creezi valoarea și ești conștient că tu ești creatorul ei. Cum? Nu la întâmplare. Alegi ce emoții să trăiești, pentru că dacă tu trăiești emoții da, de bucurie, de dăruire, de conectare, de creativitate, inspirație și toate aceste emoții și stări înalte, da, e clar că deja tu Îți pregătești terenul pentru cel care vrei să devii și îți și vizualizezi acest uh, viitor. Asta este pentru a putea crește valoarea și stima. Ai nevoie să știi cine vrei să devii și unde vrei să devii, unde vrei să ajungi. Viziunea de viitor este capacitatea în care eu știu că sunt un om generos. Eu știu că sunt un om dăruitor. Eu știu asta că uh, iubesc oamenii. Și atunci acțiunile pe care eu le voi uh, accesa, le voi face, da? Sunt uh, acțiuni din această stare, din, din iubire. Eu acționez din iubire, acționez din înțelegere, acționez din uh, creativitate și îmi creez viziunea pentru viitor din această stare. Da? Am putea spune că este acel moment în care facem pace cu trecutul, nu mai lăsăm acele voci care ne spuneau Nu, tu nu ești uh, generos, pentru că uite când erai mic nu dăteai jucăriile și în subconștient acolo undeva este această voce în care dacă mai târziu dorești să devii uh, generos, atragi în jurul tău acele critici, acele judecăți care te închid să manifesti această calitate a generozității. Este un, un simplu exemplu pentru partea aceasta și într-adevăr este extraordinar de valoros ca noi să ne vedem în această stare și de acolo suntem cu totul. Suntem în totală energie să fim în acțiunea din prezent așa. Pentru că suntem în totală congruență cu noi și nu mai este niciun fel de alt uh, lucru care să ne saboteze și să ne oprească din această energie total și să zică stai, stai, stai puțin că nu e așa, mai mergem uh, și mai uh, analizăm un pic, mai stai puțin, nu te duce total uh, în acest fel. Spuneai mai devreme, în prima parte a emisiunii, de importanța de sine. Ce înseamnă importanța de sine? Ne sabotează, nu ne sabotează? Care este limita ei? Ce poți să ne spui despre ea? Da. Păi, importanța de sine este bine ascunsă. Și ne folosește sau ne sabotează atunci când nu suntem în prezent și nu suntem conștienți de cine suntem și nu avem claritate. Asupra valorii de sine. Da? Pentru a înțelege importanța de sine, revin puțin la ce ai spus tu, ca să poți să fii prezent și să poți să-ți să recreiezi de fiecare dată și în fiecare moment ceea ce vrei să trăiești. Da? Ai nevoie să știi unde vrei să te duci, adică nu poți să te duci în gară. Și să spui că am venit în gară, dar nu știu unde vreau să merg și nu știu în ce tren vreau să urc. Trebuie să știi în ce tren vrei să urci. Pentru că trenul merge în direcții diferite și asta e unic pentru fiecare și dintre noi. Și ești în fața casei de bilete. Nu care știi ce bilet să iei. Doamna de acolo vrea să îți dea. Este plină de bilete și de posibilități pentru tine, dar trebuie să știi ce să ceri. Da. ca să știe valoarea, costul și așa mai departe. Și prețul plătit. Și prețul plătit, Pentru evident. Pentru că există evident, un preț există, plătit. Da, da? Așa este. Iar prețul plătit este practic conștiența ta. Prezența ta este prețul plătit, dar nu te lăsa pierdut da? în lucruri care sunt orice, dar nu valoare și iubire de sine și le vom atinge. Revin puțin ca să Putem înțelege, să avem pace cu trecutul. Și tu și eu suntem terapeuți, și noi știm că astăzi, și tema e vastă, foarte multe persoane, și deja au ajuns la copii, suferă de depresie. Depresie, din păcate, depresie. Da. Exact, din păcate. Draga mea, depresia din perspectiva mea și din experiența mea și din studiu făcut, că și pe mine m-a lăsat un pic așa, atât de simplu, da, când apare depresia, în primul rând omul și-a pierdut visul. Sau mai bine zis, și-a îngropat visul. El nu se... Sau mai bine zis, se autogenerează inconștient, pentru că oricum o face, da? Și nu are o viziune de viitor. Nu are un viitor pe care să îl creeze, să se conecteze, să-și ia biletul și să meargă către Este el. acel moment în care energia exact. nu se mai duce în sus către viziune, nu te, nu te mai te duce duci către, în jos, acel... către trecut. Exact, da? te duci către trecut și rămâi acolo, agățat. Și rămâi acolo. Da. Încep da. dependențe, obsesii și multe și alte forme golul, care e te un țin. mare gol. Al Sufletului din care nu ești acasă, dar ai casa goală și cu geamurile deschise și cu pereții dărmați și intră acolo cine vrea și cine nu vrea. Deci, depresia, clar, în primul rând, este a unei persoane care s-a distanțat sau și-a îngropat visul, fie el cât de mic, dar să aibă o direcție, să urce în tren. Și cel mai important lucru când simți. Că poate că este anxietate până la depresie, este, ești în trecut. E semnalul. Strigă. Nu ești prezent. Da? În prezență nu există depresie. În prezență există pasiune și în prezență există autogenerarea stărilor de a fi. Da? Pentru că emoțiile sunt stări de a fi pe care tu vrei să le trăiești construindu-ți, conectându-te prin viziune și imaginație care este creatoare. Asta este creația de fapt, da? către cel care vrei să devii și viitorul tău. Și aici este evident că este vorba de acțiune, că este vorba de efort, să faci asta, cel puțin la început, că vor... tot exact. vorbeam de început, este vorba de, ce... de o disciplină. Este vorba de practică zilnică. și practică. De foarte mult te da, de Până foarte mult da, te da. ori întâlnim, da, vreau da. să obțin lucrul acesta, știu ce vreau. Sunt foarte multe persoane care imediat, da, își construiesc viziunea instantaneu. Cu toate că poate și această etapă în a-ți construi viziunea necesită o interiorizare și o, o analiză mai atentă. Pentru că atenție ce-ți dorești că ți da. se întâmplă cu anumite costuri, cum ziceam mai devreme. Și cumva ajungem în acest loc și în acest moment în care foarte mulți spun Da, eu știu, vreau asta, vreau acum. Ok, da. ce sunt dispus să fac pentru asta? Păi doar să mă gândesc acum la viziunea aceasta și după aceea nu mai fac nimic Mă duc în aceleași um, locuri în care știu, fac aceleași lucruri de care știu, nu schimb nimic este viața un loc da. în care nu putem crea. Este vorba de practică și este vorba de disciplină. Dar știi, am auzit în activitatea și experiența mea foarte mulți oameni care spun, știu, nu reușesc, că n-am o disciplină. Vai, dar nu sunt disciplinată. Ba, omul este disciplinat prin faptul că este ființă umană. Hai este să dăm foarte elemente în care să dăm așa cumva și mai multă determinare ca oamenii să fie în această stare și să înceapă să se disciplineze dacă își doresc pentru că o fac pentru ei până la urmă. Bineînțeles. Da? Deci oamenii sunt foarte disciplinați în a fi indisciplinați. Da? Să spun așa. Deci un om disciplinat înseamnă că are niște obiceiuri foarte bine puse la punct pe care le activează, le folosește da? în orice moment, pe o lungă perioadă de timp. Trezitul de dimineață, cafeaua, țigarea, mâncatul, uh, vorbitul la telefon fără sens, uh, dacă e să mă întreb ce este neiubirea de sine, cam asta e, da? Uh, vorbești la telefon și nu ești conștient de tot ce primești acolo, da? Nu este nimic constructiv, nu este nimic uh, pozitiv, nu este doar uh, o zonă de a se victimiza uh, ore în șir, da? Uh, urmărite emisiuni care, la fel, generează haos. Tot ce generează haos, da? Nu este iubire de sine. Și atunci sunt foarte disciplinați oamenii în a face zi de zi de zi. Se trezesc la aceeași oră, da? Fac aceleași lucruri, folosesc aceleași expresii de la bunica, folosesc aceleași cuvinte folosesc aceleași emoții de la curajul în jos, da? orice. Deci sunt disciplinați. Folosind Cu ghilimelele această... de rigoare, bineînțeles. Da, este o disciplină să faci aceleași lucruri. În fiecare zi este disciplină. Ce este nevoie? Să folosim această putere și disciplină în partea conștientă și aici e nevoie să facem alegerea în care îți stabilești cu pași mici, da? Și repeți decât să-ți stabilești uh, obiective mari, da? E să te demotivezi singur, puțin câte puțin în fiecare zi. În fiecare zi să-ți aduci disciplina de a vorbi bine despre tine în oglindă, să te saluți în oglindă. Hei, sunt aici, te văd, da? Te vezi tu. Că ceilalți te văd sau nu te văd. Da. Apoi să ți scrii ceea ce vrei să devii, pentru că aduce practică, conștiență și disciplină. Să nu ți renegi stările pe care le simți, da, să nu ți le, mai ales în zona asta de dezvoltare personală și spirituală, mai ales spirituală, să reneagă stările uh, joase, să spun, da? așa le numim joase, dar ele sunt trambuline care te aruncă în sus când ești conștient, da, frica sau furia. Furia înseamnă confuzie. Și că un om este supărat, nervos sau uh, furios când este confuz. Dacă nu are claritate, pe ceea ce vrea să obțină, vrea să devină, vrea să acționeze. Și atunci, tu m-ai înfuriat. Nu te-am furiat, doar ai atras către tine acea stare să-ți arată că tu, de fapt, vrei claritate. Și când apare, ia o pauză și vezi ce vrei, unde este confuzia ta, unde, unde îți lipsește, dar nu râ confuzia, ți-a deschis ușa către claritate. Vrei claritate, așează-te, faci un, faci un plan, stabilește-ți da, ce vrei să obții și furia dispare, frica. Da? La fel, vai, nu, eu nu mă enervez, nu sunt furios, frica nu, mie, nu-mi e frică, frica, frica deschide ușa către curaj. Este trambulina care te duce către curaj. Când apare frica, în momentul acela e ceva nou. Deci te deschide și te pregătește către ce? Către o stare de-a fi da? Curaj. Și după curaj apare încrederea de sine. Sunt lucruri care te susțin și obiceiuri care te susțin. Și atunci fiecare, la început, până le trăim și le stabilizăm în interiorul nostru și ele se integrează, în primul rând, acceptăm și pe celălalt. A apărut un moment de frică, a apărut uh, o furie, nu poți să tragi uh, vălu și să te trezești iluminat. Da? Uh, doar să ai răbdare, blândețe cu tine și să stabilești un obiectiv, Ți-l scrii. Da? Ce stări vreau să trăiesc și unde vreau să ajung și ce vreau să devin. Și atunci îți aduci acele stări și prin faptul că tu le notezi, da? Și ți le amintești, fiecare cuvânt, da? Și fiecare gând generează un câmp. Doar că tu te gândești și te gândești și faci și acțiunea și scrii, și simbolistica este foarte importantă, nimic în viața noastră nu este la întâmplare. Tot ceea ce există sunt daruri pe care să le folosim în procesul transformării și evoluției noastre sau al iluminării noastre, da? Pentru că, uite, oamenii spun că va ilumina. Ce iluminarea? Când voi ajunge eu la iluminare? Ce e aia? nu pentru mine. Iluminarea, din perspectiva mea, și nu numai, este Ați aduce lumină pe toate planurile vieții. Când tu aduci lumină pe toate planurile vieții tale, adică îndepărtezi confuzia și îți creezi viziune de viitor în stări înalte, alese conștient și practicate, despre asta este iluminarea. Și care sunt planurile vieții? Sănătatea? Na? Gândirea ta, vocabularul tău. Spiritul tău, relațiile tale, cariera ta, când acolo e lumină și ți le te simți împlinit, ești iluminat. Ce ai de făcut? Să scrii ce vrei să devii. Și încă un lucru foarte important care m-a ajutat mult, m-a ajutat mult, apropo de dorință, dar să spunem dorință. Dorința este acea stare care îți lipsește, dar o fixez ca obiectiv. Sunt două forme în a-ți crea viziunea de viitor. Tu îți creezi acolo, îți imaginezi cu detalii, da? Oamenii se gândesc ca și cum acel obiectiv, acel viitor, este ceva care, ca, spre care se îndreaptă. Aceea e speranța. Da? Tu ești aici, unde ești în dorință, adică îți lipsește ceea ce vrei să devii și să obții. Și te gândești ca și cum ar fi în fața ta, ceva care, spre care te îndrepți. Aceea e speranța. Spre deosebire de credință, credința este acea stare în care tu ești acolo și trăiești deja ceea ce vrei să devii. Și este o cale a certitudinii. Până și la este o cale a lucidității, a certitudinii. Deci, credința. Eu simt deja ceea ce vreau să am. Da? Vreau să te întreb acum, pentru că mi se pare foarte important uh, să împărtășim cu uh, cei care ne urmăresc legat de motivație. Cum? Rămânem, din punctul tău de vedere, motivați să facem disciplina, motivați să facem practica zilnică, motivați să gândim viziunea, motivați să ne aducem energia, starea bună, motivați să alegem cu pasiune ce e mai bun pentru noi. Draga mea, păi, motivația vine din a alege uh, să ai valoare și stimă de sine în fiecare zi. Dacă tu uh, vrei să ai de ales. În fiecare zi. Da? În primul rând, uh, foarte importantă este uh, intenția. Intenția este cea care deschide uh, spre a-ți crea ceea ce vrei să, să trăiești în fiecare clipă, în fiecare moment. Uh, din practica mea, uh, îmi pun intențiile de seară. Și intențiile mi le pun pentru a doua zi. Uh, și asta e clar că apare acea motivație. Motivația este o stare în care tu nu o experimentezi. Afli despre ea și te gândești iarăși, este ca speranța, știi? Așa e motivația. E este tare și da, ai setat da. acolo ceva, trebuie să. Mi-am pus în program ce trebuie pus. să. Cea mai fac puternică doua este intenția. Care te conectează cu creativitatea și cu inspirația. Inspirația este trăire și flow. Motivația este, mă motivez pentru ceva care. Se, motivația te duce către un ceva. Inspirația te duce către tine. Da? Pentru că, iarăși, o situație pe care eu am, o practic și sunt conștientă de ea. Oamenii vor să facă ca să aibă și ca să fie. Da? Eu, eu îmi cumpăr, nu știu, o rochie, o, ca să. Deci fac lucrurile, da? Muncesc acum, ca să îmi cumpăr o mașină și voi fi fericită. Ca să poți să faci, faci din starea în care ești obișnuit și s-a făcut dintotdeauna și tu crezi, nici măcar nu crezi, da? Ești în acea zonă de îngrijorare, da? De mândrie, poate că vrei să ai mult, de supraviețuire, unde tu nu trăiești. Tu nu știi cine ești și tu nu ești conectat cu iubirea de sine și cu valoarea de sine, doar faci. Și atunci te consumă foarte mult și uh, vibrația ta este joasă, hiperactivitatea este majoră, uh, în stările de frică și de îngrijorare, clar, apare anxietate, depresie, pentru că tu vrei, pentru că așa spun alții, ești în trecut. Și că așa trebuie și că așa spune lumea și societatea. Da? Când intri în, uh, uh, și ești conștient în valoare de sine, tu întâi ești în starea de bucurie, ești în starea de contribuție, ești inspirație pentru ceilalți, aduci din valoarea ta și împărtășești lumii, ești unitate și conectare pentru ceilalți, aduci oamenii la oaltă, împărtășești din binele pe care tu l-ai aflat către ceilalți, ceea ce faci tu, împărtășești din toate valorile tale celorlalți, da? Și atunci cum ești? Ești om bun, Ești un creator, ești un autor, ești unitate, ești respect de sine ești și iubire. ești toată ești iubire. Dacă asta urma. Deci ești iubire conștient. Ce face iubirea? Iubirea crește doar dăruindu. Da? iubirea nu o obții pentru tine. Gata, am iubire de sine, am închis lacătul. Iubirea crește doar prin contribuție. Și cel mai mare salt al unui om este recunoștința celorlalți. Și tu simți că ești în iubire de sine și ești iubire și te-ai întors acasă în funcție de recunoștința pe care o primești în jurul tău de la ceilalți. Da? Asta pot să spun despre cum să-ți fii motivat. Păi alegi să fii motivat. Pentru că dacă nu alegi să fii conectat la tine, să-ți scrii intenții clare, măi, cine sunt eu, da? Ca să pot să acționez, nu să fac, să acționez în raport cu cine sunt. Pentru că dacă eu aleg uh, bucuria, contribuția, intenția mea pentru uh, ca răspuns a invitației tale, a fost clar, inspirație, contribuție, recunoștință. Și atunci, asta am ales să fiu. Și am acționat cum? Am venit, am răspuns la invitația ta, puteam să rămân acasă să dorm, să văd un film pe Netflix, să rămân să-i fac copilului să mănânce, ca să nu stea singur. Adică, întotdeauna avem de ales. Da? Iar aceste alegeri, alegeri ne întăresc responsabilitatea iar efectul responsabilității sau mai bine zis darul responsabilității este libertatea când tu alegi și te implici în ce ai ales. Dragă Ioana, mulțumim tare mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi. Da, așa cum spuneai și la începutul emisiunii, putem face asta din starea de prezență. Alegem total, vrem, alegem, ne aducem aminte în starea de prezență ce vreau eu acum. Și vreau să acționăm în simt. funcție de starea. Aceea. Acționăm, exact. Fără exact. acțiune este doar știi cum se spune, vise taică. Fără a, a lua acțiune cel mai mic pas, dar acționează cumva. Iar cel mai simpl, cea mai simplă acțiune scrie măcar, scrie și vorbește cu tine. Am primit de curând ceva care mi-a plăcut și am, am, am simțit că mi-a pătruns în suflet. Așează-te, om drag, la masă cu viitorul tău. Așează-te la masă cu cel care vrei să devii, poate puțin mai cărunt. Așează-te în tine însuți, îmi place mie foarte mult da. să spun așează-te cu tine, fii cu tine, -te vorbește cu tine. Da. Da, și în momentul când te așezi cu tine în viitor, cel care vrei să devii, deja creezi viziunea de viitor și uh, ai o persoană cu care vorbești. Da? Suntem la final de emisiune, cum spuneam, îți mulțumesc tare, mult, cu mare, mare bucurie. Să invit din nou în aceste studiouri ca o familie construite și cu mare drag, tocmai pentru a împărtăși și a fi o contribuție, a fi, a fi o inspirație până la urmă pentru cei care doresc să se uite la această emisiune, să urmărească această emisiune. Dragii mei, cu bucurie, vă mulțumesc că ați fost alături mulțumesc. de noi și cu mare drag vă aștept să ne dați idei, poate teme pe care vreți să le auziți și care să creeze în voi inspirație, viziune, determinare să vă trăiți viața plină de pasiune și tot ce vă doriți mai bun. Până atunci, eu vă îmbrățișez cu drag, pe curând, pe o emisiune viitoare cu toată iubirea de sine și iubirea aceasta mare în care suntem cuprinși cu toții. La revedere!